Gala internațională a premiilor de excelență de Mostene, organizată de Asociația Pro-Democrația Club Târgu Neamț, pe 4 aprilie a ajuns la cea de-a 5-a ediție. La eveniment au fost premiate personalitățile din domeniile administrației publice, culturii, educației, sportului, implicării civice, spiritualității, mass media, democrație, mediul de afaceri. O categorie aparte a fost și omul anului. Printre premianții acestui an s-au numărat jurnalistul Cristian Tabără, europarlamentarul Mircea Diaconu, șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Cudruța Chioveși. Republica Moldova a fost reprezentată în acest stand de Octavian Zelinski, președintele Asociației de Cultură Astra Neninoi, care a obținut premiul de excelență la secțiunea Spiritualitate și Românism. Nu aș vrea să-mi apreciez meritele, însă dacă le apreciază alții, le sunt recunoscător. Însă este o surpriză deosebită pentru mine, însă este o surpriză care îmi face o reală plăcere, pentru că este pentru românism, este pentru munca pe care noi cei din Basarabia, unii dintre noi o facem pentru a ține aprins flacăra românismului, a limbii române, a ceea ce înseamnă România românesc, românește, dincolo de Prut, ceea ce este pentru mine un lucru foarte important, pentru că așa am fost educat să simt românește și în acest context, acest premiu este chiar o recunoaștere deosebită a micii mele activități din Basarabia. Dacă observați, avem motive să fim mândri de unii dintre ai noștri, îngrijorați pentru alții dintre ai noștri, dar chiar și pentru cei pentru care ești îngrijorat. Dacă ai tăi, trebuie să fii aproape de ei. Nu te poți dezice de nimeni. N-ai voie să te dezici de nimeni. Trebuie să-i poți ajuta și pe cei care la un moment dat, într-un fel sau altul, te-au făcut să te simți incomod sau te-au dezamăgit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un bun jurnalist? Un jurnalist onest. Un jurnalist onest, un jurnalist care lucrează într-adevăr pentru obiectivitate și adevăr și pentru public, nu pentru renume, nu pentru faimă, nu pentru senzațional. Nu există jurnaliști mici, există oameni care doresc să facă ceva. Câteva sfaturi pentru noi? Să încercați într-adevăr să slujiți binelui public, adevărului, obiectivității, nu încercați să vă lăsați furați de faimă, de popularitate, de presupusa glorie sau de senzaționalul facil. Și mai ales, încercați să vă mențineți obiectivitatea și dacă cineva încearcă să vă bruscheze, încercați să nu înclinați drapelul. Potrivit organizatorului galei, președintele Pro-Democrația Club Târgu Neamț, Emanuel Bălan, în anii precedenți, printre personalitățile premiante din Republica Moldova s-au numărat Dorin Chirtoacă, Iurie Leancă sau ambasadorul Moldovei la București, Iurie Reniță, dar și alți reprezentanți din domeniul culturii, sportului, educației din România, Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În aceeași zi, Asociația Pro-Democrația a organizat conferința internațională cu tema România și provocările viitorului. Iana Matei de la Aneninoi pentru Elita TV.